Terra este plină de creaturi de diferite dimensiuni, existând peste 1,7 miliarde de specii diferite ce se găsesc pe planeta noastră. Astfel că varietatea de animale ce conviețuiesc alături de oameni în lume este una de-a dreptul impresionantă. Așa cum majoritatea dintre noi știm că balena albastră este cel mai mare animal din lume. Câți dintre noi cunoaștem care este al doilea animal din lume ca mărime? Deci, haideți să începem! Vulpea zburătoare. Vulpea zburătoare este cea mai mare specie de lieși din lume. Aceasta poate atinge chiar o anvengură a aripilor de 2 metri și o greutate de peste 1,5 kg. Vulpea zburătoare trăiește în Asia de Sud, în special în Filipine și Malaezia. Uriașul belgian este o rasă veche de iepuri domestici, care provine din regiunea belgiană Flamanda, aceștia fiind crescuți din secolul al XVI-lea în jurul orașului Gent. Un uriaș belgian poate cântări chiar și 13 kg. Crocodilul de apă sărată este cel mai mare dintre toate speciile de crocodil și cea mai mare reptilă din lume. Crocodilul de apă sărată trăiește în habitate adecvate din Australia de Nord până în Australia de Sud-Est. Greutatea unui mascul este de 1000 de kilograme și are o lungime între 4 și 5,5 metri. Cei mai mari carnivori terestri din lume sunt ursul polar și ursul kodiak. Din moment ce aceștia au dimensiuni similare ale corpului, nu este clar care dintre ei este mai mare. La ambele specii, înălțimea umărului a depășit 1,6 metri, cu lungimea totală de 3,06 metri. Cele mai mari greutăți înregistrate la aceste două specii de urși au fost de 1.003 kg la ursul polar, respectiv 1.135 de kg la ursul kodiak. Elefantul african este cel mai mare animal terestru, un mascul adult având între 6 și 7,5 metri lungime, 3,3 metri înălțime și peste 6.000 de kg greutate. Deși este cel mai mare animal terestru, nu este un animal predător. Balena albastră este cel mai mare animal care se găsește pe Terra, având o greutate de 170 de tone, iar ca lungime, balena albastră depășește 30 de metri. Numai limba balenei albastre cântărește în jur de 2700 de kg. Chiar dacă au peste 170 de tone, aceasta se deplasează cu o viteză între 8 și 30 de km pe oră. De asemenea, o balenă albastră trăiește între 200 de ani, mai mult decât orice animal. Prieteni, cam atât a fost și acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și nu uitați să vă abonați, deoarece vor urma episoade foarte interesante. Eu am fost Beni și ne vom vedea data viitoare.